chiar și cea mai ușoară lovitură a nervului ulnar poate provoca o durere intensă în braț. Așadar, de ce este această zonă a cotului atât de sensibilă și de ce poate cauza atât de mult disconfort? Răspunsul este destul de simplu. Pentru a înțelege sursa disconfortului, trebuie să ținem cont de câteva aspecte cruciale în privința anatomiei umane. În primul rând, este nervul principal al brațului. Nervul ulnar se întinde de la coloana vertebrală prin gât, înainte de a se șerpui prin brațul superior. Trecând de cot, nervul traversează ulna sau cubitusul, osul din prelungirea degetului mic, și radiusul, osul din prelungirea degetului mare, până la încheietura mâinii. Nervul ulnar este responsabil pentru transmiterea informațiilor de la o parte din vârfurile degetelor către creier și înapoi. Mai mult, nervul ulnar poate permite unei persoane să înregistreze senzații în degetul mic și degetul inelar, dar și să controleze unele mișcări ale mâinii. În cea mai mare parte, nervul ulnar este acoperit de o barieră de os, mușchi și grăsime. După cot, nervul ulnar trece printr-un mic canal numit tunel cubital. Pe măsură ce traversează acest spațiu, nervul trece pe lângă un cârlig osos la cot, acolo unde radiusul și ulna se întâlnesc cu humerusul. Atunci când nervul ulnar trece printr-un tunel osos la cot, acesta este expus. Așadar, atunci când lovești nervul, acesta este presat între osul din cot și suprafața dură pe care ai lovit-o. Atunci când acesta este presat de marginea osoasă, nervul ulnar trece printr-un debit rapid al durerii, asemănătoare șocurilor electrice, care pornește din braț și ajunge la mână, fiind simțită ca o amorțeală ciudată și intensă. Lovirea nervului ulnar provoacă rareori leziuni reale, însă durerea dispare de la sine după câteva minute. Și alte mamifere au o configurație similară, însă rareori se confruntă cu aceeași problemă. În cazul altor animale, nervul ulnar extrem de sensibil este protejat de mai multă masă musculară. Acest înveliș conferă un nivel de protecție împotriva acestei experiențe extrem de neplăcute. Nothing at all.